Consiliul Județean Buzău accesează fonduri europene pentru a ajuta Spitalul Județean de Urgență să facă față crizei sanitare fără precedent provocată de virusul SARS-CoV-2. Consiliul a aprobat ieri, în cadrul unei ședințe extraordinare, un proiect de hotărâre care vizează atragerea de fonduri structurale în valoare totală de 10 milioane de lei. Din această sumă, peste 3,5 milioane de lei reprezintă cheltuieli pentru lucrări de construcții și montaj. A fost o muncă extraordinară că am fost în contra timp ca să reușim într-o perioadă destul de scurtă să facem tot ce înseamnă documentație. Este vorba de un proiect în valoare de 10 milioane de lei pe fonduri europene, unde ca să putem să aducem la standard tot ce înseamnă acum și din cauza pandemiei și numai, de la securitatea care trebuie să fie în spitalele noastre și acum mă refer strict la Spitalul Județean, cu capacitățile de oxigen, cu tot ce înseamnă capacitatea de răspuns la incendii și așa mai departe. Prin acest proiect, autoritățile buzoiene doresc realizarea unor instalații noi și moderne pentru gaze medicale, precum și dotarea secțiilor exterioare de oncologie și pneumologie cu sisteme de detectare și alarmare împotriva incendiilor, care să se activeze și în cazul în care sesizează o concentrație mai mare decât limita normală a nivelului de oxigen medical în atmosferă. Proiectul de investiții se va derula pe o perioadă de 19 luni.